Bună, dragii noștri! Bună, dragul meu, Horea! Bună dimineața, Patricia! Bună dimineața tuturor! Ce mai faci tu în această dimineață prosperă de vineri? Băi, uite-te, am fost la cules și o să-ți zic și la ce. Dar prima dată spun rețeta, care are patru ingrediente ușoare și unul pe care l-am cules eu și nu-i tocmai ușor. Așa, și astăzi o să facem un filet de somon la tigaie. Avem, evident, pentru că e pește, puțină lămâie, puțin ulei de măsline, puțin unt și garnitura lui se numește salicornia, care e acest brăduț scuturat așa, da, și crocanțel. Sparanghelul marin, cum mai spunem noi. De apă, noi. Da, exact, este o plantă tipică zonelor sărate. Exact. Adică în Podișul Transilvan avem foarte multe zone de sărătură. Așa este. Noi. Și știu că tu ai fost pe undeva, pe lângă Salina Turda, pe lângă Da, mă, Chei, duc, mă duc des și mai ies afară și am venit cu o caserolă de minunile astea, care poate să fie când îți mai fraged, îți mai verzui așa și după aia încep încet, încet, încet. Se colorează în roșu. Se roșesc, da. Vrei arată... să știi de ce? Nu. Pentru că sunt, atunci când sunt plante mature, se valorifică foarte mult și au foarte mult iod. De aceea se recomandă genul acesta de plante sărate, care sunt pline și de apă și săruri minerale, dar atunci când sunt mature, sunt pline de iod. De aceea se recomandă inclusiv persoanelor care să le introduc în alimentație, în dieta lor, persoanele care au probleme cu tiroida, de exemplu. Pentru somon, ce înseamnă sursă de calitate, Horea? Să fie pescuit, nu? Nu de cultură, teoretic. Da, să fie pescuit de cultură. Acum este destul de utopic să credem că poate să vină somon proaspăt la noi în România. La noi în România, pentru că știm că cel mai aproape, am impresia că cel mai aproape pe linie dreaptă ar fi undeva în Marea Nordului, în Marea Nordului, evident. Sau în Marea Baltică. Marea Baltică e direct deasupra noastră, că se face același fus orar. Da. Nu mai găsim avem, restaurante da. Care procură, exact, mai găsim da. câteodată la retailerii care se ocupă efectiv cu, mă rog, și cu pește. Deci câteodată s-ar putea să găsiți variante. Când le găsiți, sincer, eu le iau bucăți mai mari și le congelez. Chiar dacă mai se pierd anumite valențe nutriționale, însă totuși este, vorba americanilor, better safe than sorry, nu? Da, adică absolut. Mai bine să... Și încă o dată, cuvântul cheie este captura, nu cultura. Exact. Deci asta ar trebui să fie principalul... obiectiv atunci când căutăm sau când găsim un somon la raft. Uh-huh. Bine, l-am tăiat în două cât bucățele. Cât de mare ar trebui să fie sau cât de gros? Tot timpul am problema asta acasă când gătesc. Băi, poate nu se cuprinde, poate așa, poate pe dincolo. Cum ne recomand să facem? Mai rapid și mai corect? Teoretic, dacă cumperi un filet întreg de somon, nu se vadă în parere către cap și spatele lui destul de gros, parere spre burtă este destul de subțire și spre coadă iarăși se subțiază. Așa e. Teoretic, acum dacă vrea cineva să-l gătească uniform, ar trebui secționate bucățile astea separat, pentru că evident, una okay. fiind de 1 cm jumate, una de 3 cm, nu o să și se gătească la fel. Și gătite la timp diferit. Acum burta și partea altă se pot, dacă nu sunt atât de ofertante, că nu poți face un steak, adică nu poți face o friptură bună din ele, poți să meargă în tartaruri, în supe, poți iată, să faci uite, alte chestii. Uite, suntem combatanți. Sau se poate marina. Exact. Deja când vorbim de partea de la mijloc spre spate. Cum avem spate, noi astăzi aici, exact, nu? Avem o bucată de 2 cm spre 3 cm. Eu de obicei o prăjesc cam 2 minute pe o parte, 2 minute pe cealaltă și undeva la vreo 3-4 minute la cuptor. Ok. Eu acum recomand metoda clasică, tigaie acasă. Nu vreau să intrăm în pungă, în suvid, în pus în sare înainte, deci nu vreau să complicăm. Nu, noi suntem la noi acasă și vrem ca și voi să puteți face tot ce facem noi aici, la voi acasă. Și știți deviza noastră deja, gustos, sănătos și am adăugat și rapid, pentru că noi așa, noi nu prea avem timp. Suntem prinși mereu, angrenați în activitățile de zi cu zi. Bun. Avem pus somonul la un foc mediu plus, pentru că vreau să-l rumenim puțin pe ambele părți, facem o crustă și apoi o să-l gătesc, dar nu vreau să-l gătesc pentru că și somonul intră în categoria peștilor sau bucăților de pește sau de carne care se pot găti mediu, să zicem așa, adică nu aș vrea să-l prăjim, să-l facem iască, scrum deasupra și înăuntru să fie. Asta era următoarea mea întrebare și mă gândeam și celelalte gospodine de acasă sau de ce nu domnii cărora le place peștele, cât ar trebui să fie totuși, sau cum ar trebui să arate ca să fie totuși gătit, dar nu prea.
Uite, cum alegem un somon? Unii spun că trebuie să fie mai roz, alții că nu, cel rozuliu de fapt este injectat, nu știu ce, cum ce sfat ne dai? Ei nu sunt injectați, ei sunt hrăniți cu mâncare pe bază de beta-caroten. Ok. Deci ei sunt colorați prin hrană, exact ca și păsările flamingo. Păsările flamingo se nasc toate, da, eclozează, da, albe naturale. Și mănâncă naturale sunt albe și apoi se pigmentează la faptul că mănâncă foarte, foarte mulți creveți. Mici creveți. Exact. Același lucru se întâmplă și cu somonul. Din hrana lui și din natură, el se pigmentează mai tare sau mai puțin. Deci combate mitul ăsta că trebuie să fie cumva sau altcumva. Da, ar trebui să fie carnea fermă, dacă este gata filetată, ar trebui să nu iasă ușor solzii de pe el sau osul de pe coloană, să nu poți, da, să scoți. Da, eu mai știu ușor că nu trebuie să aibă miros. Bine, evident, pregnant. Dacă mirosul nu te atrage, înseamnă că e o problemă, nici nu mai verificăm. Corect. Celelalte lucruri. Hai că mă opresc din tot ceea ce fac, pentru că am văzut că ai plusat în cealaltă tigaie. Da, da. Încălzim tigaia, ai pus puțin unt. Puțin unt, da? Puțin unt. Sau putem folosi, cred că și uleiul de măsline, în caz că vrem să fim absolut mai... Astăzi prânzul ăsta e puțin mai decadent. Față de ce suntem noi obișnuiți aici, nu față de... Da, dar cum spuneam noi, prânzul este cea mai permisivă masă. De ce? Pentru că până seara, când trebuie să-i ofer organismului meu repaus pentru a se regenera, pentru a se curăța, pentru a se reface la nivel celular, pot să procesez. Corpul are timp absolut să proceseze acea informație și, bineînțeles, dacă tu știi că ai avut un prânz mai decadent, vei ști și ce să faci dacă tu îți cunoști corpul și știi cum funcționează. Deci știi ce să-i dai sau nu după. Da. Sotăm foarte puțin, un minut jumate. Uh-huh. Cum testăm dacă e gata? Cum știm? Pur și simplu deci cu minutul? Ea crudă este gata. Deci pornind de la premisa că orice îi faci după ce e crudă termic de la 5 la 1 deci, minut practic, jumate... Deci practic discutăm de aromatizare. Exact. Mai mult. Sigur că da, doar foarte puțin, foarte puțin vreau să se înmoaie. Extrem de puțin, pentru că vreau să rămână, să mai rămână crocantă, uh-huh, să fie crispy. Da. Și ce poți să faci cu salicornia greșit este să o gătești prea mult. Evident. Prea puțin nu. Dacă mă întrebi pe mine, cu orice, dacă gătești prea mult... Ai stricat, pentru că tot ce vine din natură, evident, cu cât mai proaspăt și mai negătit, cu atât mai bine pentru corp. Nu vă rămâne decât să faceți uz de imaginație, să plusați în farfurie, să adăugați în farfurie somonul, salicornia, ce mai doriți voi. Dacă doriți să plusați pe partea de crud, eu vă recomand să faceți o salată lângă. Mie îmi place foarte mult combinația în acest context, combinația cu... Sincer, poate că o să vi se pară ciudat, dar îmi place foarte mult cu ridic și rucola și cu puțină lămâie. Mie asta îmi place foarte mult în contextul în care există somon în farfurie. Poate voi testați altceva, având în vedere că vine vara, găsim și mai multe variante de crudități, nu-i așa? Așa că... Și o lingură, te rog frumos. Și o lingură, mai avem nevoie și în curând că o să... Că nu aș vrea să risipesc untul acesta... În care am gătit. Mie mi se pare că am făcut o farfurie de concurs, vorba aia. E, nu chiar, dar ne-am descurcat și de data asta. Mai pentru noi cei de acasă, zic că merge. E ceva ce sigur este gustos și Horia sperăm că este și... Absolut sănătos. Noi vă dorim toate cele bune, o zi minunată, poftă mare, nu-i așa? Un weekend frumos. Însorit va fi cu siguranță. Sănătos, dar și gustos. Ne vedem.